ce au devenit. E aleargă fără reguli, armă sari cu sânge-n stimuli și-i zăbale ei. Lunii 25 noiembrie, începând cu ora 18 la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoara din Reghin, iubitorii genului blues vor avea parte de un concert live, Hippie cu Diamante, susținut de Mike Godoroja și trupa Blue Spirit. Evenimentul face parte din Hippie National Tour 2012-2013, turneul de promovare al dublului album Hippie cu Diamante. Punctul de inspirație al acestui album este plasat în anii 80, când Florin Iaru, Mircea Cărtărescu, Ion Stratan și Traian Kosovici au scăpat de cenzura vremii cu un volum de poezie intitulat Aer cu Diamante. Acest nume ascunde traducerea poetică a titlului piesei Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Hippie cu Diamante, aluzie la perpetua rezistență prin cultură, este un dublu album concept, rodul a 2 ani de muncă, în urma cărora au rezultat poemele de blues alternativ care combină armonios notele blue cu o parte din poezia și textele muzicii unei perioade din România obzecistă, o perioadă care a trăit întârziat spiritul hippie în cel mai real underground, fiind antipromovat și hăituit la vremea aceea. Bluesul alternativ semnifică, în accepțiunea lui Mike Godoroja, contopirea stilistică a bluesului cu alte genuri. Putem înțelege astfel că Hippie cu Diamante se prezintă ca o lucrare de blues, dar nu în totalitate. Este blues prin aducerea sonorităților arhaice, dar se depărtează de acesta prin fuziunea cu etno, rock psihedelic și country folk. Sunteți așteptați așadar la Casa de Cultură Eugen Nicoară, luni 25 noiembrie, începând cu ora 18, pentru un spectacol unic în România, semnat de Mike Godoroja și colegii săi din Blue Spirit, Luca Marius la chitară electrică, chitară acustică, clape, Alex Vișan, chitară electrică, Vali Vatuiu la tobe și percuție și Robert Ardeleanu, bas.